Bună ziua, stimați telespectatori! Iată-ne din nou într-un cadru mirific de primăvară, cu flori, așa cum este și toată natura, acum a revenit la viață și de ce nu în acest postul Paștelui să ne gândim, bineînțeles, și la sufletele noastre, pentru că așa cum practic Iisus s-a jertfit și a înviat pentru noi și noi trebuie să facem același lucru. Astăzi am invitat în emisiune pe Mihaela Tristar, dumneavoastră o cunoașteți sub numele acesta, și ea vine din Calea Aurie. Bine ai revenit, Mihaela! Bine v-am găsit și încă o dată vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag oricând. Mihaela a venit la noi în această săptămână, pentru că, tocmai spuneam, sunt aceste săptămâni mari din postul Paștelui și ea a venit cu un subiect deosebit și am să vă spun de ce. Fiecare dintre noi știm că exemplul personal este cel mai bun. De multe ori ne întrebăm cum ajung oamenii să vadă, să simtă, să se înalțe vibrațional și să ajungă oameni lucrători cu lumină. Iată, Mihaela ne propune astăzi să ascultăm, eu îi spun poveste, pentru că așa îmi place mie să vorbesc în Viața Armoniei despre povești, povești reale, așa cum ați văzut foarte bine și în cei 10 ani de când fac emisiuni, aceste povești rămân nemuritoare. Așadar, Mihaela, spune-ne povestea ta de început. Chiar trebuie să încep cu o poveste personală, pentru că ea dă un înțeles la tot ceea ce ar urma după aceea. Subiectul ăsta îndrăznesc despre care v-am propus să vorbim are legătură cu partea de întuneric. Ideea este că toată lumea vorbește acum despre lumină, însă știți cum suntem noi ca ființă? Avem nevoie de o înțelegere corectă, deci cum să ne raportăm la o anumită situație, deoarece atunci când ai înțelegerea și claritatea, știi foarte bine și ce ai de făcut. Dacă bâșbâi, s-ar putea să trăiești o viață de om și să nu găsești anumite răspunsuri pe care, la niște întrebări pe care ți le pui. Toată povestea asta începe în anul 2005. Eu sunt acum în a doua căsnicie. Am fost căsătorită cu un prim soț, a durat vreo 14 ani această căsnicie. Iar în anul 2005 m-am trezit dintr-o dată că în familia noastră intervine a treia persoană de sex feminin. Pentru că eu îl iubeam la modul adevărat, dându-mi seama că el nu mai este fericit lângă mine, deci asta ce înseamnă să iubești cu adevărat un om, eu i-am dat drumul. Deci nu am forțat sub nicio formă să rămânem împreună, el dorind să facă această despărțire și să se ducă în partea cealaltă. Au decurs toate așa cum știm noi lumește, s-a ajuns la divorț, numai că la un moment dat mi-au început să-mi apară foarte multe semnale și vise prin care mi se arăta foarte clar că el fusese cumva atras în această situație printr-o practică puternică de magie neagră. Și nu oricum, pentru că persoana respectivă provenea din Turcia, o țară în care zona aceasta de magie neagră este la nivel de vârf. Adică ei știu acolo niște practici. Chiar vorbeam la un moment dat cu un preot și spunea că, domnule, și când ne-au atacat turcii de nenumărate ori, pe vremea domnitorilor noștri, aveau dervișii turci care făceau niște practici de magie neagră înainte de a porni la luptă. Și cu toate astea i-am bătut întotdeauna. I-am bătut pentru că am fost și noi puternici pe zona credinței strămoșești. Și ce să vă spun, îmi doream pentru fostul meu soț să fie împlinit, să fie fericit, însă pe de altă parte mi era foarte greu să accept că el a fost acaparat în acest fel, adică sufletul lui este captiv undeva în întuneric. Și atunci eu am început un soi de luptă, mers la biserică, sfinte masluri, moliftele Sfântului Vasile,
citit de acatiste, postiri îndelungate. Am avut momente când țineam post câte 90 de zile odată, cu posturi negre. Față de el, deci puneam numele al meu, al familiei mele, și apărea acolo și numele lui. Și atunci, el era cumva într-un hăișunța, adică eram eu cea care trăgeam de frânghie într-o parte, deci îl trăgeam către lumină, și era partea cealaltă care periodic se ocupa de practica asta magică și îl trăgea în sens opus. Totul a durat așa 7 ani de zile. Până când la un moment dat... Un ciclu complet. La un moment dat, persoanele de acolo și-au dat seama că cineva este care îl tot trage din gaura aceea. Și și-au pus în gând să orienteze niște practici magice către mine. Ups! Dar nu oricum, ci de moarte. A început să mi se arate asta prin vise și mai mult decât atât, a fost o perioadă în martie 2012 când, nu știu cum, dar așa s-a întâmplat să fie, să-mi iasă în cale 3 preoți cu capacități de clarvedere și toți mi-au spus același lucru: tu ești în fața unui atac energetic de moarte. Și speriindu-mă puțin, ca să zic așa, mi-am propus și am adus un preot și l-am rugat să-mi fac o sfeștanie la casă și să îmi citească niște molifte ale Sfântului Vasile. Ideea e că atunci când eram în genunchi și cu patrafirul părintelui pe cap, îmi apare la 1 metru Domnul nostru Iisus Hristos și îmi spune o singură propoziție: Mihaela, întunericul nu se biruiește cu biciu, ci cu iubire. Ce frumos! Mi s-a făcut pielea găină. Da. Ăla a fost un moment pentru mine de maximă revelație. Pentru că de acolo mai departe, eu absolut orice acțiune am făcut, am folosit acest instrument al iubirii. Și să știți că totul este într-o logică perfectă, dacă stai să te gândești, pentru că este cumva ca la matematică. Dacă ar fi să o luăm pe scală de pozitiv și negativ, să zicem că cineva îmi trimite o energie de ură, care înseamnă minus 2, dacă îi trimit și eu tot ură, se face minus 4. Dacă adică se întărește întunericul ăsta. Dacă eu trimit iubire, mă duc cu plus 2 și fac 0. Uh-huh. Deci așa anihilez toată povestea. În egală măsură, știți și dumneavoastră foarte bine că există persoane care afirmă că întunericul nu există. Însă e o chestiune care ne duce chiar pe o zonă de știință, ca să zic așa. Pentru că în partea asta de fizică, de electricitate electronică, mai bine zis, există o teorie a electronului și a golului în care stă electronul, dacă se poate numi așa. Adică, eu am o particulă plină, da? Și îmi imaginez că scot această particulă din punctul acesta și o duc undeva aici, iar aerul nu invadează această cavitate, rămâne cavitatea aia. Acea cavitate este numită gol în electricitate și asta, toată teoria asta stă la baza realizării elementelor semiconductoare, la baza construcției tranzistorilor, în sfârșit, nu intrăm în detalii de genul. Așa este și cu întunericul. În esență, ce este definiția întunericului? Întunericul înseamnă lipsa luminii, adică înseamnă un gol fără foton. Deci plinul acesta numit foton este undeva în afară și golul acela care rămâne fără el, îl putem noi numi întuneric. Lipsa luminii. Și acum, exact cum am scris și într-un articol pe blog la un moment dat, noi românii chiar folosim gol în suflet, gol în inimă, gol în buzunare, gol în cap.
Cei mai mulți sunt conștienți de golul în buzunare, mai puțin de restul. Într-un mod intuitiv, noi chiar folosim această expresie pentru că lipsește plinul, lipsește sufletului lumina, lipsește minții inteligența divină, buzunarelor lipsesc banii și de aici putem extinde pe toate sectoarele vieții, sănătatea și toate cele. Când spunem lumina aceasta, nu neapărat ne referim la un foton. Ne referim, lumină pentru noi înseamnă sănătate și versusul este boala. Deci boala este lipsa sănătății. Corect? Da. După aceea, avem iubirea. Lipsa iubirii se numește ură și cam tot timpul se completează cu frica. Deci sunt niște sentimente asociate, ca să zic așa. Și tot așa. Deci plin și gol. Asta înseamnă întunericul. Și atunci, într-un mod logic, cum putem noi să umplem golul? Aducând alt gol lângă el și făcându-l mai mare? Niciun caz. Trebuie să venim cu partea de plin. Și atunci, unde-i ură, eu trebuie să aduc iubire. Unde este disarmonie, eu trebuie să aduc armonie. Unde este întuneric, eu trebuie să aduc lumină. Deci, ăsta este modul corect de abordare. Haideți să ne uităm puțin în lumea bisericii. Există în momentul de față foarte multe biserici care atunci când fac citirea moliftelor Sfântului Vasile, nu mai abordează bucata aceea cu te blestem pe tine, diavole, care din punctul meu de vedere și în viziunea nouă pe care mi-a dat-o însuși Domnul nostru Iisus Hristos, este o cărare greșită. Pentru că diavolul ăla, demonul ăla, eu după ce că este în întuneric, în loc să-l mai luminez, să-l mai albesc, dacă se poate spune așa, eu îl trimit într-un întuneric și mai mare. De ce să nu zic, te duc pe tine, diavole, te conduc către lumina lui Dumnezeu? Uh-huh. Și acum intrăm într-o altă zonă. Asta a făcut și Iisus până la urmă când a venit pe obligatoriu, pământ. Obligatoriu, dar puțini au înțeles treaba aceasta. Și intrăm în zona în care în 2013 mi se întâmplă o nouă revelație, și anume aceea că îmi vine un gând la un moment dat, domnule, când ți se întâmplă ceva de bine, o bucurie, da. Toată lumea zice că ai avut îngeri în jur, care cumva au facilitat să ți se întâmple bucuria aceasta. E, mie în 2013 îmi vine gândul, dar de la ce pornind, mă chinuiam să fac o printare la o imprimantă. Nu voia imprimanta aia, ba se încurca foaia, ba se închidea, nu știu ce se tot întâmpla. Și zic, domne, pe aici sunt niște entități întunecate care își fac ele de cap așa și îmi blochează mie să funcționez eu cu imprimanta asta așa cum trebuie. Michiduță. Și îmi vine un gând în momentul ăla, dar ce-ar fi dacă aceste entități aș face cumva și le-aș trece în lumină? Și zic, cum să le trec eu în lumină? Deci ăsta a fost gândul. Nu știam metoda. Și cumva a venit și partea aceasta, pentru că doar câteva zile mai târziu am un vis într-o noapte în care mi se arată un lucru pe care puțin oameni îl cunosc în momentul de față, și anume aceea că s-au deschis cerurile către a primi toate aceste ființe întunecate și că cel ce este pus șef, dacă putem numi așa, pe toată această acțiune de transmutare a întunericului în lumină, ba și pe partea de exorcizare, exorcizarea acum nu se mai face pe scoaterea entității cu biciu, tot cu iubirea, și este un proces foarte blând, spre deosebire de ceea ce știm noi în mod obișnuit când se face exorcizare. Deci șeful pe toată povestea asta este Sfântul Pantelimon. Ce frumos! Sfântul Pantelimon, care și-a dat viața pentru Hristos și a murit de la o vârstă fragedă. Cine citește în internet poate vedea că el s-a născut
pe la anii 284, pe acolo, și a venit într-o familie destul de bogată, avea mamă creștină și tatăl era senator pe zona asta elenă, o zonă care are credința închinării la zei greci, cum îi știm și noi din legendele Olimpului, nu mai zic că pe vremea aceea era extins Imperiul Roman și mai erau și zeii romanilor, Neptun, Venus, cumva cam erau echivalente zeitățile astea la romani și la greci, numai că purtau denumiri diferite. Da. Cum ar fi, era Neptun la romani și Poseidon la greci. Uh-huh. Da? Și el mic copil fiind, mama lui l-a instruit în credința în Hristos. Numai că mama lui a murit când el avea o vârstă foarte mică și rămânând doar cu tatăl, evident că a fost dus către zona asta de zei greci romani. Mai târziu, când s-a gândit orientarea către o școală, Sfântul Pantelimon a fost trimis spre medicină. Deci avea profesori care chiar practicau medicina. Pe vremea aceea era împăratul roman Maximian, așa se numea, și ajunsese chiar să facă anumite practici de vindecare, bineînțeles pe medicina asta clasică, cum se știa atunci, chiar la curtea împăratului. Și tot făcând el drumul între școală și casă, împărat și casă, în periplul lui trecea pe lângă căsuța unui bătrân preot care se numește Ermolae. Acest nume Ermolae, asociat cu numele Sfântului Pantelimon, este pomenit în slujbele de Sfânt Maslu. Da, da? Știu, mi-e cunoscut numele. Așa. Pe Pantelimon nu-l chema Pantelimon, îl chema Pantoleon. Și pan ăsta se pare că este un cuvânt care în traducere înseamnă întru totul. Leon ne duce cu gândul la leu. Deci întru totul ca un leu, adică un nume de forță, ca să zic așa, luptător. I-au pus părinții. Părintele Ermolae l-a atras către dânsul pe Sfântul Pantelimon și a spus, încerci tu să faci medicină, dar adevăratul doctor, tu nu-l cunoști, adevăratul doctor este Domnul nostru Iisus Hristos. Căci El a vindecat orice boală, orice neputință și mărturiile pe care le avem noi la ora aceasta sunt mult prea puține față de ceea ce s-a întâmplat de fapt pe vremea lui. Și a implementat așa o iubire mare pentru Domnul nostru Iisus Hristos, încât la un moment dat s-a ajuns în punctul în care părintele Ermolae i-a spus, tu numai chemând numele Domnului nostru Iisus Hristos, numai în sfânt numele Lui și cu puterea numelui Mântuitorului, tu vei putea face vindecări așa cum făcea Mântuitorul. Și toate bune și frumoase până când, la un moment dat, trecând tot așa între școală și casă, a văzut undeva un copil ce fusese mușcat de o viperă. Și bineînțeles că zăcea inert acolo pe pământ. Sfântul Pantelimon se duce, pune mâna pe el, zice, acum a venit momentul să-mi dovedesc mie însămi, în primul rând, puterea numelui lui Hristos. Și se duce, pune mâna pe copil și acest copil învie, iar șarpele se crapă în două, se rupe. Și în momentul ăla, încrederea i-a fost maximă în puterea Domnului nostru Iisus Hristos în aceste vindecări și a început să practice vindecări miraculoase. I s-a făcut pielea, Doamne, plină de emoție, Doamne! Da. E emoționant, este o stare, nu știu dumneavoastră cum e, dar pe mine mi s-a ridicat părul pe mine. Acesta este un răspuns cumva pentru noi toți. Haideți să folosim puterea numelui Domnului nostru Iisus Hristos și să ne considerăm vindecați de boală, de sărăcie, de neputință,
de desnădejde și toate suferințele ce le mai are omul. Că nu întâmplător mi-a fost dat ca înainte de această emisiune să-mi reamintesc despre ce am citit atunci în 2013 despre Sfântul Pantelimon, ca să îmi fac așa o imagine corectă vis-a-vis de toată această poveste. Ideea este că pentru că ajunsese să facă vindecări miraculoase și dădea cumva în cap tuturor medicilor vremii, inclusiv profesorilor lui de medicină, a fost chemat la curtea împăratului și i s-a cerut să treacă la credința în zei. S-a făcut un exercițiu acolo în care Sfântul Pantelimon îi cere să aducă pe cei mai vestiți medici ai curții împărătești și să aducă un om bolnav, olog, și el să vină cu Dumnezeul lui Hristos și prima oară să acționeze medicii ăia cu zeii lor și apoi el. Bineînțeles că au început respectivii să facă tot felul de incantații, de slujbe, de nu s-a ridicat bolnav. Și Sfântul Pantelimon doar s-a dus și a pus mâna pe el și a spus: în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ești vindecat de orice boală. Și ologul acela s-a ridicat de pe pat. Adică Sfântul Pantelimon chiar a făcut vindecări ca mântuitor. Văzând aceasta, împăratul cu toți medicii au văzut un pericol cumva în Sfântul Pantelimon și pentru credința asta a lor, idolească, cum este numită în creștinism, și și-au pus în gând că trebuie să moară. Și din momentul acela au început să-l supună la tot felul de torturi, numai că nu era permis de sus ca Sfântul Pantelimon să treacă prin aceste torturi. Au vrut să-l treacă printr-o roată, când să se apropie cu roata de el, s-a crăpat, s-a făcut praf și pulbere respectiva roată, l-au băgat într-un cazan cu plumb și plumbul respectiv s-a răcit, ca să zic așa, și nu i-a făcut nimic, l-au băgat într-o incintă din asta și au adus fiare sălbatice și fiarele au venit și îl lingeau pe mâini, pe picioare, și văzând aceasta, împăratul atât de tare s-a supărat încât a cerut să fie omorâte toate aceste fiare sălbatice. Și atunci Sfântul Pantelimon chiar i-a spus: vezi cât de nebun ești, până și fiarele își dau viața pentru Hristos. Dar tu nu poți să ai atâtea dovezi și nu vrei să treci la asta. Într-un final s-a hotărât să îl taie cu sabia, dădea oștenii cu sabia și se îndoia sabia. Da? Vă dați seama ce putere mare era acolo și la un moment dat, într-un final, apare Domnul nostru Iisus Hristos și El este Cel care îl botează Pantelimon din Pantoleon. Și acest Pantelimon înseamnă întru totul milostiv. Și zice: Pantelimoane, a venit vremea să vii la mine. Începând de acum încolo, tu vei avea putere din ceruri să ajuți toți deznădăjduiții, toți oamenii aflați în suferință, în boală, iar întunericul va tremura în fața ta. Wow! Ceea ce îmi spui mă trec fiori, pentru că atunci când a fost Andrei bolnav în 2009, m-am rugat și eu la Sfântul Pantelimon foarte mult. Și ceea ce spui tu acum așa este. Eu am trăit lucrurile astea, noi n-am vorbit despre lucrurile astea înainte. Mi le spui acum și le retrăiesc, uite-te. Da. Pentru că este așa și pentru că atunci copilul meu a scăpat cu viață prin voia Domnului și prin toate rugăciunile care au fost ridicate la cer. Îți mulțumesc pentru asta, Mihaela. Cu mare drag și împreună îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a readus. Eu v-am spus că eu vin la emisiunea asta cumva ca un mesager din ceruri, adică e ca și cum parcă mi s-a cerut să particip la această emisiune și să aduc această reamintire, că poate nu sunt niște povești străine pentru mulți dintre spectatorii, telespectatorii acestei emisiuni. Numai că venite
aceste reamintiri într-un anumit context s-ar putea să fie butonul acela, știți, de care e nevoie ca să declanșeze o anumită situație. Ce trebuie noi să reținem acum? Noi ne ducem către Sfântul Pantelimon. Ori de câte ori suntem apăsați de întuneric, pe partea asta de posedare, de entități întunecate, eu vă spun că are o putere colosală de a rezolva toate aceste probleme, dar să nu uităm că, de fapt, Sfântul Pantelimon ne transmite nouă. Faceți și voi cum am făcut și eu, cu încredere maximă în puterea numelui Domnului nostru Iisus Hristos și voi, dacă credeți cu adevărat, ați putea vindeca ca și mine. Măcar pe voi înșiși, dacă nu mai mult de atât, și tot este ceva de foarte mare valoare. Acum, vis-a-vis de partea aceasta de întuneric, să știți că și el este așezat pe ierarhii, este organizat într-un mare fel, nu ne-ar ajunge 5 ore de emisiune ca să vorbim despre subiectul ăsta, din care cauză nu-l abordăm, îl luăm așa, ca la modul grosier. Va veni o zi și pentru asta. Însă, cine își dorește să știe mai multe informații despre asta, dacă intră la mine în blogul ăsta, în Calea Aurie, eu în bara de sus a blogului am reunit toate informațiile astea importante venite de-a lungul anilor și le-am pus în 3 secțiuni pe care le-am intitulat acolo în bară, pe 1, pe 2, pe 3. Deci cine dorește să aprofundeze subiectul ar putea intra acolo și citește de unul singur. Întunericul acesta pe partea asta non-fizică, entități, da? Deci avem acest instrument cu inima deschisă către Dumnezeu, către Domnul nostru Iisus Hristos, punem intenția ca acea entitate să treacă în lumină. Eu am avut o întrebare. Practic, spune cum faci, adică și telespectatorul nostru să știe. Eu am urmărit la începuturi procesul, cum se întâmplă așa lucrul ăsta. Și deci cum? Este un demon, da? În momentul în care, deci lumina nu face nimic cu forța. Ideea este că apare o comunicare între reprezentanții cerului, indiferent că e vorba de natura noastră superioară, că e vorba de îngeri, și acel demon. Asta este ce văd eu în astral. Și îi explică cum se face această transmutare. Și se explică că nu vine o lumină divină care pe el să-l ardă, să-l pârjolească, ci totul se face într-un mod lent, blajin. Se ajunge într-o zonă în care respectiva entitate este convinsă să facă această transmutare. Ce se întâmplă după aceea și ce am văzut eu? Coboară peste respectiva entitate o piramidă. Deci o îmbracă într-o piramidă și este undeva un orificiu mic prin care începe și vine energia luminii și a iubirii, prima oară la modul pic, 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 cu o anumită frecvență. Pe măsură ce trece timpul, cu picăturile astea micuțe, respective entității crește lumina și se mărește debitul. Până se face un șuvoi subțire, mai gros, da? Și durează această operațiune un timp de, pe măsură ce am înaintat în timp, este din ce în ce mai rapidă față de cum se întâmpla în 2013, acum e mult mai repede se întâmplă procesul ăsta, după care efectiv se vede o deschidere de ceruri, se văd îngerii cum vin și îl ia pe respectivul demon îmbrăcat în piramidă, cu piramidă cu tot, și îl duce în cer. Acolo ce se întâmplă mai departe n-aș putea să vă spun. Bun, ce să facă telespectatorul nostru care nu știe, adică el simte prezența, poate știu eu, în viața lui se întâmplă anumite lucruri și își dă seama că este posedat, ori este pe lângă, se lipesc entități, că chiar și tu ai spus lucrul acesta, se întâmplă în anumite momente când se lipesc aceste entități și ele își cer dreptul și ele la lumină, nu se hrănesc cu energia omului și își cer dreptul la lumină. Ce face omul în momentul ăsta? Ce ar trebui să facă? Variante sunt multe. Spune cele mai practice. Dar una practică este să-mi închid ochii, să-mi deschid inima, să-mi fac o conexiune către
Domnul nostru Iisus Hristos către Tatăl Ceresc, către Sfântul Pantelimon, și doar pun intenția, atât. Ce înseamnă intenție, să înțeleagă fiecare? Dorința. Dorința, de exemplu, da. Eu mâine intenționez să mă duc să-mi cumpăr o pereche de pantaloni. Luăm un exemplu. Asta este și cu entitățile astea. Pun dorința ca orice o fi entitate întunecată în jurul meu, în casa mea, în câmpurile mele, în interiorul meu, să fie luată în ceruri și transmutată în lumină. Adică să se pornească tot acest proces de transmutare, exact cum v-am explicat. Eu doar transmitit acest gând, această dorință, această intenție, începe procesul, se derulează de unul singur. Poți să faci lucrul acesta și pentru alte persoane? Obligatoriu. Dar dacă, moment, da? Dar dacă această persoană pe care tu vrei să lucrezi are un contract făcut din înainte cu entitatea respectivă, ce faci? Contract făcut cu entitatea respectivă, de exemplu, să vă zic o chestie. Eu dacă mă duc în mall-ul acesta, în mall, da? Care este aici în Piatra Neamț, pun această intenție, da? De a face curățenie de toate respectivele entități, da? Ele trec în lumină într-o anumită cantitate. Cine are contract, rămâne cu ea. Acolo se duce într-o zonă de făcut slujbe. V-am zis, dacă vorbim despre întuneric, trebuie să vorbim 5 ore, că lucrurile sunt mult mai complexe decât putem noi crede. Da? Numai că, domne, din 100 au plecat 80. E un câștig. Corect. Da? Noi la asta trebuie să ne gândim. Nu ne ducem către ideea de rezolvare totală. Bun, dar mă gândesc, eu nu mă gândesc la mol, mă gândesc la o persoană anume care provoacă niște nemulțumiri în comportament și are tulburări de comportament. Am vorbit în rugăciunile trecute, în emisiunile trecute, nu rugăciunile trecute, vorbim despre rugăciuni care ar trebui făcute ca să putem să ducem toată povestea asta către zonă de tăiere, din programe care sunt în ADN, îndreptarea distorsiunilor care există în ADN, pentru că toate astea, să știți că sunt amprentate în ADN. Când noi vorbim de un contract, el este ca un program care este pus în acest ADN. Păi despre asta vorbim și acum. Și acolo, pe 1, pe 2, pe 3. Iară fac trimitere la mine în blog. Cine este interesat, se duce, citește, pentru că eu nu pot să spun acum toți pașii prin care trebuie trecut. Pe mine mă interesează următorul lucru. Tu ai voie să-i... Pentru că aici e vorba de încălcarea liberului arbitru. Ai voie să-i ridici demonului? Ascultați-mă un pic, cu liberul arbitru ăsta e cu foarte dus întors. Așa este. Este și așa. Și vă spun de ce. Niciodată un om nu va accepta ajutorul meu dacă el este înconjurat de 1001 de entități. Credeți-mă. Liberul arbitru este ce simte sufletul meu. Dacă eu simt să-i dau ajutorul acelui om, îl dau și gata. Îți asumi? Îmi asum și credeți-mă că nu ți-i replici, nu. Nu ți-i replici, nu. Eu este modul în care eu acționez, da? Deci dacă eu văd un om înconjurat de întuneric și sufletul meu simte că acel om trebuie ajutat, știți de ce? Când te duci pe o anumită vibrație, deja treci dincolo de gardul ăsta, de paravanul pe care îl pune întunericul, și se face, când sufletul se deschide în a-l ajuta pe un om, de fapt se face comunicare de la suflet la suflet. A, și tu vezi, simți. Și simți sufletul omului și nu mintea lui, ca să ne înțelegem. Corect. Da? Da. Ți se deschide ție sufletul ca o floare. Este clar că sufletul tău e pus în contact cu bietul suflet al acelui om, care e atât de cotropit de tot întunericul ăla, că se bucură nevoie mare în momentul în care apare un suflet care îi sesizează prezența pe acolo. Știți? Uh-huh. Și eu după asta mă ghidez. Nu mă ghidez după mintea omului și după răspunsurile pe care el mi le dă mie în planul real. Mihaela, da? Mai avem 10 minute și vreau în aceste 10-15 minute, parcă, da? 15 da. Minute să abordăm un subiect care mie îmi place foarte tare și cu cine vreau să-l discut, așa, nu știu, mă, cam o colește, așa, mă duce și ca, știi tu, mai spun bancul. Hai să vorbim puțin despre ființele extraterestre.
Există extraterestri. Există, am mai vorbit cu părintele Singurov lucrul ăsta. Există extraterestri printre noi. Am înțeles că sunt, din ce am citit și ce am văzut prin filmulețele pe internet, am înțeles că sunt mai multe categorii, adică vin de pe mai multe planete și că noi am fi una din cele mai frumoase planete cu cei mai frumoși, că noi suntem oameni și suntem cei mai frumoși. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu, exact. Și atunci te întreb, pentru că cu siguranță ai anumite informații mult mai multe decât mine despre treaba asta. Categoric există. Dacă ne uităm la prima emisiune care am făcut-o împreună, cu asta am început. Da. Că numai dacă te gândești la frontierele acestui univers local și te gândești câte miliarde de galaxii există și fiecare galaxie conținând miliarde de stele și stele în jurul cărora se învârt planete, este greu de crezut că noi am fi puricul universul și unici. Și da? Mai nou, acum, nu știu dacă ai observat, am văzut la știre chiar, s-a putut vedea fotografia și o gaură neagră. Da. Evident, există. Dar aceste civilizații extraterestre sunt în zonele acestea mai bune ca noi, mai evoluate, mai înalte vibrațional, asemenea nouă și mult mai jos decât noi. Și din păcate, noi suntem acum într-o situație, suntem ajutați de anumite civilizații care sunt în momentul acesta mai înalte vibrațional, dar suntem sub un control mare de tot al unor civilizații care sunt pe partea asta jos, vibrațional. Și aici a fost o întreagă revelație. Eu vreau să vă zic că încă din anul 2012 acționez pe zona civilizațiilor extraterestre controloare, dacă le putem numi așa, pentru că divinitatea mea a arătat că undeva la începuturi, în urmă cu niște milioane de ani, și aceste civilizații erau luminoase ca noi. Și au căzut din diverse considerente pe care nu le putem explica aici. De exemplu, sunt civilizații care au o foarte mare putere a minții. Și știți cum este cu puterea minții? E bine să o folosești, dar corelată cu puterea inimii, a iubirii. Că dacă o folosești ca să-ți arăți mușchii, la un moment dat îți vine bumerangul și te lovește. Există civilizații care au căzut din pricina aceasta. Ideea este că și cu aceste civilizații, vă dați seama ce tehnologii au? Am putea noi pământenii să ne punem de-a doua cu tehnologiile lor, sub nicio formă. Din capul locului, unica unealtă, că eu nu văd alt drum, este să facem aceeași acțiune, să învăluim în iubire aceste ființe. Să știți că nu există om nemonitorizat, asta să ne fie foarte clar. Dar dacă noi conștientizăm, fără ca să avem clar vedere, fără să avem capacități, că există câțiva extraterestri răi, să zicem răi, cum îi catalogăm noi, care ne monitorizează, noi să ne gândim la următorul lucru. Este posibil ca undeva, cândva, vreun strămoș de-al nostru, vreo întrupare a spiritului nostru anterioară, să fi făcut vreo acțiune care a contribuit la căderea în întuneric a acestor civilizații. Și atunci eu aplic Ho'oponopono față de civilizații controloare. În sensul că, domne, dacă vreodată vreo întrupare de-a mea v-a făcut rău vouă și din pricina asta a scăzut în întuneric, eu acum în numele acelei, acelor întrupări, îmi cer iertare, îmi pare rău, vă mulțumesc și vă iubesc. Indiferent în care ordine o spunem. Deci să nu abordăm cu ură partea de civilizații controloare, pentru că vreau să vă spun că nu ne controlează întâmplător. Deci avem niște dezechilibre în raport cu ei și noi trebuie să conștientizăm foarte bine lucrul ăsta. Trebuie să conștientizăm faptul că sunt foarte multe feluri, zeci, sute de civilizații controloare și dacă abordăm pe toți aceștia cum abordăm și partea de întuneric non-fizic, pentru că vedeți ei, dacă sunt căzuți în întuneric, la rândul lor sunt conectați la un tip de întuneric. Noi, practic, ca oameni, avem de a face cu două canale de întuneric. Unul care ne vine direct de la partea non-fizică
și unul care ne vine prin civilizațiile controloare, pentru că este o ființă întunecată care îi pune în gând controlorului ca să-mi facă mie nu știu ce chestii, să-mi pună un implant, să-mi prindă nu știu ce esență și eu din momentul ăla încep și mă simt rău. Știți? Abordând cu iubire, să duce către controlor, de la controlor către întunericul lui mai departe, să duce pe toată linia, pe adâncime. Știți? Și uite așa, reușim să momentan să ne ținem la suprafață, numai că o să vedeți că peste niște ani, mulți dintre cei care controlează acum pământul la acest nivel vor deveni niște prieteni de nădejde ai acestei planete și vom acționa împreună în acest univers și în galaxiile astea la alte planete întunecate care au nevoie de ajutor de ridicare prin iubirea lui Hristos. Spune-mi, te rog, practic, dacă ai vrea, pentru, repet, eu sunt un om practic, să dai exemplu, să spui ce e, cuvânt cu cuvânt, ce trebuie spus pentru a ajuta acești controlori să meargă și ei în lumină. Atât pe partea de întuneric, cât și pe partea asta de control, eu am pus la punct, v-am mai spus și în emisiunile trecute, că am combinat meseria mea de inginer electrotehnic care lucrează în automatizări cu spiritualitate. Eu am pus la punct așa numite sisteme automate. Adică, mă văd pe mine omul ca pe un computer și merg pe considerentul că, așa cum acasă în computerul meu îmi instalez un program și eu în computerul numit om, care sunt eu biocomputer, dacă putem numi așa, instalez un program. Mă pun frumos pe un fotoliu, închid ochii și spun: eu acum pun intenția să instalez în interiorul meu un program prin care să se declanșeze transmutarea ființelor întunecate în lumină. Da? Și zic așa, ori de câte ori apare în jurul meu un demon, orice ființă întunecată, rog pe sinele meu superior să-i transmită acestei ființe cum se face transmutarea în lumină, cu piramida, cu picătura, cum s-a văzut, da? Și după care se pornește acest proces de transmutare, da? Și îi dau acestui program al meu un nume, îi zic floarea albastră, pentru trecerea entităților în lumină. E un exemplu. Da, pot să-i zic, nu știu, floare de măr, ciupercuță, pot să-i zic cum vreau eu, da? E bine să nu dăm nume proprii. Mihaela, mai știu eu cum, pentru că astea se tot vehiculează, da? Un nume de mine știut, secret, da? Și când și când, iar iau exemplu cu molul, mă duc în mol și zic: floare albastră, activare program. În momentul ăla, toată intenția care am pus-o eu acolo în programul ăla începe și rulează. În astral, vă spun, se văd niște roți care se învârte, adică eu, așa ca o ceasornicărie elvețiană, da? Același lucru cu controlorii. Mă pun frumos în fotoliu, spun că doresc să redeschidă inima la orice ființă extraterestră, controloare sau intraterestră, că mai sunt și până interiorul Pământului, da? Prin puterea intenției mele. Și zic, dacă este necesar, să fie luată o scânteie de iubire din inima mea ca o sămânță și să fie mutată în inima lui ca o sămânță care o pui în pământ. Și aceea începe, încolțește, crește, iese planta care se numește iubirea. Într-un final, lui se deschide inima. Să știți că, cel puțin în cele ce mă privește, eu am acum o grămadă de prieteni care au aparținut cândva civilizațiilor controloare, pentru că și-au deschis inima și-au revenit la iubire, iar ei acum ne ajută cu informații. Citind akashic, cu computerele lor, cu toate poveștile care le au acolo, ne ajută cu informații ca să putem, în primul rând, să-i ajutăm și pe semenii lor să urmeze calea lor, care au început să-i deranjeze pe ei acum. Știți că dacă ești în iubire și ești înconjurat de mult întuneric, nu ți-e prea bine. Și ei vor să grăbească acest proces. Deci două softuri. Și îl numesc și pe ăsta cu civilizațiile controloare, îi zic trandafirul roșu. Și mă duc și zic trandafirul roșu, activare. Și vă spun
că mergând cu aceste două nume, măcar în fiecare zi, pentru mine, pentru membrii familiei, pe unde mă duc, am la serviciu șefi furtunoși, că sunt mulți care au colegi nervoși, mai știu eu ce, vă spun că este, nu ce zic eu, e vorba de o confirmare, un feedback care îmi vine din partea persoanelor care au aplicat asemenea metode, din capul locului se văd rezultate, că toată lumea se calmează, se potolește. Oare totul, ce s-o fi întâmplat? Totul este să crezi. Da. Și uite, pentru că mai sunt, eu sunt așa cu ceasul, n-am ce să fac, asta da. E, suntem limitați de timp. Înțeleg, vă cred. Suntem limitați de timp. Vreau să te întreb, din punctul tău de vedere, care este cea mai puternică protecție pe care ți-o poți pune? Una singură. Iubire. Bun. Protecție... Tot aplicând acțiuni în numele iubirii și făcând... dăruire în numele iubirii, da? Care dăruirea nu e neapărat pe principiu să scoți bani din buzunar. Simplu fapt că îi spui unui om o informație și asta este o formă de dăruire, da? Să știți că se creează niște scuturi la un moment dat că nu mai ai nevoie să mai faci niciun scut. Eu nu mai fac protecții de multă vreme. Am pornit acum, trebuie să recunosc, un set de lucrări pe care l-am numit Cămașa lui Hristos. Dar de ce am pornit treaba aceasta? Datorită faptului că am intrat în niște lucrări grele tare, la nivel planetar, și era nevoie de ceva suplimentar. Și când zic că Cămașa lui Hristos este ceva care s-a făcut ca un fel de scut planetar, care ne cuprinde pe noi toți, adică nu doar pe mine, da. Cel care, să zic, a fost inițiatorul unei astfel de acțiuni. Și s-au arătat niște elemente din ceruri pentru cămașa asta. Și primul element despre care, pe care l-am implementat în acest scut, dacă se poate numi așa, a fost lemnul de cedru. Lemnul de cedru, uleiul esențial de cedru, și doar vă invit să citiți pe internet despre cedru și să vedeți proprietățile care le are. La nivel de cristale, foarte lume, multă lume vehiculează tot felul de cristale cu capacități de protecție, cu asta. În Cămașa lui Hristos, vă spun foarte clar că a fost implementat cristalul de citrin. Și nu pentru că am decis eu, Mihaela. Așa au venit de sus visele, ghidările, informațiile, pentru că știți cum e, vine un cumul din ăsta de sincronicități care te conduc către același element și îți vin pe mai multe cărări. Te trezești că dintr-o dată îți vin patru oameni, toți patru îți vorbesc despre citrin. Ai tu noaptea un vis care te duci la o tarabă și îți cumperi un cristal de citrin. E, astea sunt niște elemente care te duc către o anumită idee. Da? Uleiul de cânepă. Deci cânepa în sine ca plantă, iarăși, este un element implementat în Cămașa lui Hristos. Și dacă... se intră pe internet, se citește despre beneficitatea uleiului de cânepă, să vedeți ce minuni poate să facă. Ba mai mult decât atât, există un ulei de cânepă cu un anumit adaus de substanță, se numește CBD. CBD e o prescurtare din chimie, care este extrasă din cânepă. Noi știm bine că din cânepă este extrasă și partea de marihuana drog, dar are și partea aceasta benefică, da? Care, cum să vă spun, sunt oameni s-au vindecat de cancer cu asta. Da? Nu mai avem timp, Mihaela, promitem că vei reveni când vii la Piatra Neamț, mai vii și la noi în emisiune și de ce nu poți să vii special pentru emisiune, dacă ai drum prin Moldova, te așteptăm cu mare drag. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc din toată inima mea pentru această minunată emisiune. Cu siguranță dumneavoastră, stimați telespectatori, ați avut ce reține dacă rezonați cu ceea ce spune Mihaela și de ce nu să și notați. Vedeți că este foarte important. Noi cu toții trebuie să ne unim, pentru că și așa suntem uniți energetic, dar trebuie să ne iubim, să ne unim în iubire pentru a ridica vibrațiile planetei. Lucru care îl face Mihaela, lucru pe care ar trebui să-l facem și noi și să nu uităm că suntem în săptămânile de post, că vine Sfintele Paște, Învierea Domnului și El s-a răstihnit și a murit și a înviat din iubire pentru noi. Nu cred că există jertfă mai mare și suferință mai mare decât aceea a lui Iisus Hristos. Și tocmai pentru asta este
zic eu, din, ca respect, ca iubire, ca recunoștință, ca, luați-o cum vreți dumneavoastră, să transformați acele sentimente răutăcioase, de ură, de invidie, de răutate, să le transformați în iubire și să vedeți cum vă simțiți. Dar asta nu se poate face decât printr-un singur mod, să nu mai judecăm. Așa că, dragi telespectatori, vă doresc din toată inima să aveți parte de un post liniștit până la înviere, să aveți parte de multă bucurie, de sănătate și, evident, de iubire. Uitați-vă câtă iubire este în jurul nostru prin ceea ce ne-a dat Dumnezeu prin primăvară. Haideți să ne iubim și noi, să înflorească sufletul și inima noastră. Vă iubesc! La revedere!